20 de ani de căsnicie. Copiii mei mari. Cum apare în fața lui fiu-miu căprioara asta? Dar să uită, să uită pe ea el. Da. E greu, aici cu de lăsatul nevasta, a luat pe aia, nu mai merge, mai, eu am o vorbă, ce e luat e bun luat. Cum a reacționat soția ta când a văzut, când a văzut-o pe această domnișoară? Mie un pic genă, că soția mea nu, nu este, cum să spun eu, am noroc că am o soție așa cu capul pe umeri și cu coloana vertebrală perfectă, pentru că ea nu, nu cred că ea înseamnă, știe ce are la ușă. Mai subțire cu familia, cu asta. De 20 de ani împreună, e greu să mă îndrăgostesc acum, să... Sunt și eu purisan, nu mai sunt haiduc. Sunt un familist convins, îmi iubesc familia și... Pentru nimic în lume n-aș călca strâmb. Nu am timp, repet, să-mi fac o gagică. N-ai, deci n-am timp, că am și eu puțin timp liber. Petrec și eu cu familia în casă. I-ai spus că este singura femeie din viața ta și că nu mai ai nicio legătură cu soția ta? Păi am atâția ani. Și tu ești o puștoacă, adică cum singura femeie? Deci câte am avut eu la viața mea? Cunoscut. Deci câte femei am cunoscut eu? Fen, îți dai seama. Adică cum să fii tu femeia, singura femeie din viața mea? Am nevasta mea de 20 de ani. Repet, sunt familist. Ea spune că te-a întrebat de soția ta și tu i-ai spus că nu te mai leagă nimic de ea, doar stai cu soția ta de dragul copilului. Poți să stai 20 de ani de dragul unui copil și copilul e mare, are 17 ani, poți să plec oriunde. Și mai am unul, care e în Dubai. Pe fiu-miu care are 21 de ani și de stau de dragul copiilor. Păi ăștia sunt mari, bă, am nepoți, mâine pe mine sunt tataie. Sincer, sincer, despre familia mea nu vorbesc decât cu, poate cu mama sau cu soacră mea. Poate mai puțin cu vreo gagică sau cineva, prea puțin să te cunoști sau să spun despre, să-mi josesc familia. Dacă eu aveam ceva serios cu Vasilica, cum ai zis cu Giulia, înseamnă că eu, deci dacă aveam ceva cu ea, înseamnă că înjoseam familia. Nu o să-ți părăsești niciodată soția, pentru nimeni. N-am părăsit de 20 de ani, acum de ce să părăsești? Deci m-a luat... A fi fost o strategie de a... Să o vrăjești pe ea, să-i spui că lucrurile nu sunt în regulă acasă. Mulți bărbați fac chestia asta. Nu mai să folosești asta. S-a prins și ele, mai, nu mai merge vrăjeala asta. Nu mi-a picat bine că suntem în pragul sărbătorilor de Paști, sărbătorilor. E patimile lui Hristos și unde stai mai mult cu familia. Și familia nu trebuie să ia în seamă chestiile astea. Pentru că e normal, paritatea este 7 femei la un bărbat în România și atunci n-ai, te împiedici de ele. Ele, na, să îndrăgostesc, să hormonii, râcă, e normal, ce jean.